S-au investit o grămadă de bani în zonele astea aici. Serios, ai dat doar cartonul? Bă, băiatul ăsta semăna cu Bogdan Stancu. Păi pe unde? Pe aici, prin zona asta, Cerșesc sau ce faci? Salutare prietenașilor și bine v-am găsit de aici, de la Foișorul de Foc. Este a treia zi în care voi posta vlog cu livrări la Glovo în București. Mi-am propus în prima fază să merg în Piața Victoriei, astea se încep de acolo, dar m-am trezit ca târziu și nicio șansă să mai ajung acolo. Cel mai probabil voi primi o comandă până voi ajunge în Piața Victoriei. Bine, nici nu cred că mă mai duc până acolo. Am să mă îndrept așa încet către centrul vechi. Uite, am și primit comandă deja, cum vă spuneam. Merg comenzile una într-una, cel puțin la ora prânzului, cum este acum. Ieri am câștigat 59 de lei, haideți să vedem cât voi câștiga astăzi în aproximativ 3 ore de muncă. Hai că m-am transformat și în pieton, e nebuneală în intersecția asta și voi scurta puțin drumul dacă merg pe partea aia, pentru că acolo se află KFC. Aici la Moșilor, uite, chiar acolo, puțin mai în față. Oare reușesc să o prind aici? Voi ce ziceți? Să o leg de țeavă asta, antifurtul meu nu e foarte, foarte lung. Sper să cuprindă țeava asta. Bă, o mare problemă cu legatul bicicletei tot timpul. Și uite că nu vrea. Nu prea vrea să încapă. Ba da, bă, la fix, frate, l-am sugrumat, am sugrumat țeava asta. Bun, am și 166, da. Gata, băi, prieteni, comandă preluată, la timp, era deja pregătite. Băi, bravo, bravo Moșilor KFC aici. Și trebuie să merg pe șoseaua Colentina în acest moment, vreo 2 km aproximativ, ia să vedem, nu, 1,4 km. Din ce văd eu aici, ăsta ar trebui să fie blocul, ia să vedem, 33 Ascarabe, dacă e ăsta sau nu e ăsta. Ăsta e blocul și bicicleta am să o las, unde am să o las? Încerc să o leg aici de balustrada asta. Da, băi, am ajuns destul de repede aici, chiar sunt curios cât am câștigat la comanda asta, pentru că n-a durat mai mult de 10 minute toată această livrare. Bună, de la Glovo sunt. Așa, mai te toți, deschide ușa. Hai să-mi trag masca pe nou. Pentru că trebuie să ajung la etajul 2. Deci nu mai am destul. Uitați aici. O de bună plăcere, la dare. Comandă efectuată, prima comandă pe ziua de azi, este ora 11 și 15 minute. Am livrat-o în 15 minute comanda asta, voi prieteni. Astăzi chiar am început bine, mai bine decât ieri, pentru că n-am avut timp de așteptare la KFC. Băi, sincer vă spun că nu cunosc zona asta prea bine, cred că n-am mai fost niciodată chiar pe străduța asta aici. Am să merg așa, nu știu, un control bă în drept, dar să merg tot înainte, sper să primesc o comandă prin zona asta. Știu că e șoseaua Colentina mai în spate, dar mai multe nu pot să vă spun. Așa că mă duc tot înainte, nu știu, trebuie să-mi intre o comandă de undeva pe aici, așteptăm. Ia uite și pe ai mei, pe Contrasescu, căruciorul ciordeles de la Kaufland, cred că e furat ăsta. Ce am acolo, nu mai știu. El nu căută cu mine. Era cărucior de Kaufland furat. Ciudat e cum nu primesc eu comandă, frate, stau deja de 10-15 minute fără comandă. Degeaba am livrat prima comandă în 15 minute, la 11:15 era deja livrată, câștigasem 9 lei aproape. Dacă, uite, stau degeaba după a doua comandă, e ca și cum aș fi avut timp de așteptare la prima acum. Băi! Undeva trebuie să opresc pentru că zbârnie telefonul, ia uite și pe ăsta cum s-a băgat la o palmă de mine. Băi, ce zice codul rutier? Recomandare, 1,5 m la depășirea bicicliștilor pe partea stângă. E o comandă la care voi câștiga vreo 12 lei și m-aș bucura să o pot livra până la ora 12 fix, să plec ca și ieri, cu două comenzi efectuate deja. Socului kebab, sunt peste tot și băieții ăștia de la Socului. M-am băgat pe pista asta, desfințată. Iar aici, am să mă pun în trafic, pentru că trebuie să merg în partea asta și am vreo 2 km aproximativ, 1,8 km de fapt. McDonald's, Barbu, Văcărescu, bă, mai aproape, nu v-ați găsit și voi să-mi dați o comandă? O plăcere să stai în spatele acestui autobuz, 40 de grade, cel puțin în spatele lui, de la motor, căldura cum vine. Asta e McDonald's-ul aici, trebuie să mă încadrez și eu puțin, să intru pe străduța asta aici. Și am ajuns, băi, prieteni, la locul cu pricina. Cred că trebuie să aștept comanda aici afară, nu? Vor veni ei cu mâncarea, habar n-am care e procedura la McDonald's-ul ăsta. Ați văzut că la KFC am putut intra noi în magazin, în restaurant, să ne luăm mâncarea, dar
Aici se pare că n-avem voie, trebuie să stăm afară și să așteptăm să vină doamna asta cu plasa, plasa cu mâncare. O secundă, da, 924. Mulțumesc frumos. Da, băi, prieteni, hai că a venit și comanda asta, băi, ce boate soarele aici, m-am copt. Haideți să băgăm la poșetă mâncarea, a doua comandă. Am timp să o livrez până la ora 12 fix ca să livrez două comenzi în prima oră. În acest moment pot spune că mă aflu în paradisul corporatiștilor și voi alături de mine, pentru că, după cum puteți vedea, atât pe o parte cât și pe cealaltă, sunt numai clădiri de birouri și veți vedea, pentru că mai am de mers puțin în partea de altă, la fel sunt foarte multe de astea clădiri de birouri. Tinerete în mare parte lucrează aici și toți aceștia comandă mâncare la prânz prin firmele astea de curierat și mă aștept ca după ce livrez comanda asta să rămân tot aici în zonă, pentru că voi ridica, cred eu, o comandă de la Promenada Mall. Sper să mă duc aplicația tocmai acolo. Vă spuneam, cât vezi cu ochii, numai clădiri și clădiri de birouri, e un fel de parc industrial acesta. Tot ce vedeți acolo, clădiri de birouri, pe partea dreaptă la fel. Aici trebuie să fac și eu dreapta, la fel veți vedea, numai clădiri de birouri. Eu cred că trebuie să livrez la una din clădirile astea. Cred că cea din capăt de acolo. E sau nu paradis aici, nu? Paradisul lor. A celor ieșiți de pe băncile studenției. Mai am de pedala puțin, hai să-i dau viteză. Iar mai pe urmă merg către Mall Promenada, în speranța că voi primi o comandă de acolo. Vă salut, să trăiți! Puteți să-mi spuneți, vă rog, care este clădirea ce aici? Asta de acolo, nu? Mulțumesc! Și bicicleta, uite acolo de biciclete de legat. Frumoasă zona asta, dar ce clădire e asta, frate? Uite, Philips și BNP Paribas, banca. S-au investit o grămadă de bani în zonele astea aici. Hai să-mi luam și eu bicicleta și am să sun persoana, clientul, să vină să-i dau mâncarea. Ce ziceți de suportul ăsta de biciclete? E ok sau nu e? E cât de cât ok. Ca să-ți legi roata și să fugă cu cadru. Alo, bună ziua, de la Globo sunt. Am ajuns cu comanda dumneavoastră. Da, vă aștept aici, vă aștept la recepție. Nu rămâne decât să aștept acum puțin. Ia să vedem ce prețuri au ăștia aici, mă, că parcă mi-e sete, dar mie că mă cam sperii de ce prețuri am să văd aici. 3,79 lei doză de Fanta. Uite, o apă Dorna e 3,50 lei aici, în condițiile în care dacă mergi la Mega Image e 2,20 lei. Adaos comercial de 1 euro. S-a rimerit în partea asta, de obicei nu prea am ajuns pe zona asta, chiar mi-am livrat. Dar am dat seama după poza de la... Da, așa sună cât e, 93 de lei. Uh-huh. E ok, am văzut că nu te-ai mai postat așa. Am început des acum cu câteva. Ok, bastă, doar o plăcere, salut. Chiar am livrat în zona asta aici, de mult n-am mai livrat în zona asta, am mai fost, am mai avut câteva vloguri pe aici mai de mult, dar n-am mai livrat de ceva timp. Acum așteptăm următoarea comandă. S-ar putea să intre de la Promenada de aici, până atunci îmi beau și eu apa asta. Am zis că beau și eu apa, dar uite că ăștia nu mă slăbesc deloc. Mi-au dat deja comandă, cred că e a patra asta, nu știu câta comandă e, prieteni. Îi dau start și vă zic dacă e de la Mall Promenada sau nu. Nu cred că e de la Promenada Mall, îmi zice că e la Vivo Fusion Bar, parter, clădirea Vodafone, în fine, pe Calea Florească, vedem mai unde e. Mi-a lăsat și bac și băiatul ăsta 7 lei, cred că mi-a lăsat. Mersi, băiatul. Probabil ai să te uiți la acest vlog, să știi că am să te pun și pe tine în vlog. Haide să mergem la Vodafone, acolo, sediul Vodafone Fusion Bar, sau nu știu, așa se numește, Vivo Fusion Bar. Sincer vă spun că nu îmi place zona asta de livrare absolut deloc. Vedeți cât de aglomerat e, străduțele sunt foarte aglomerate, mașini peste tot parcate pe trotuare, foarte multe persoane, trafic aglomerat, n-ai loc să respiri practic în zona asta aici. Singurul lucru pozitiv în toată aglomerația asta e că poți să-ți plătești loc cu ceva ce-ți doresc eu, mai printre oameni așa, mai printr-o dungă. Asta e singurul aspect în care mergi pe jos așa pe lângă bicicletă, pentru că n-ai pe unde să mergi. Eu trebuie să ridic comanda de undeva din partea stângă și nu m-am mai băgat prin trafic, sunt pietor în acest moment. Vedeți ce nebunie, salvările și poliția sunt în toate direcțiile, le-am văzut peste tot astăzi, cel puțin 10 ori. De mine mai e cum mai e, pentru că pot să merg pieton pe aici, dar gândiți-vă că e unul care livrează la Glovo cu mașina. E un calvar pentru cei care livrează cu mașinile zona asta. Cel mai probabil e iadul de pe lume aici. Spun toate astea vouă să știți că eu nu mă plâng, chiar n-am de ce și veți vedea imediat de ce. Nu mă plâng când livrez așa la Glovo. Ați înțeles voi ideea, nu? Care-i treaba de fapt, treaba cu socoteala? Barul meu undeva acolo, restaurantul unde trebuie să ridic mâncarea. Aici poți să spui că ești într-o cu totul și cu totul altă lume.
față de ce ați văzut până acum în clipurile mele, vi se va părea puțin dubios cum vedeți acum cum arată zona asta nou construită aici. Nu sunt betoanele alea vechi de București din 1970. 219. Da, ia să vedeți voi trafic acum, pentru că mă voi băga în trafic. Bună, bună, bună. Poți să-mi dai și mâna, că nu mă supăr. Glumesc. Ai dat pizza gratis sau care e treaba? La pince, pince, hai să o fac puțin reclamă. E la Dodo Pizza. Serios, ai dat doar cartonul? Doar cartonul. Eu chiar am crezut că e pizza acolo. Toată lumea crede asta. Eu am crezut că i-a dat pizza, mă, dar i-a dat doar cartonul. În fine, reclamă la Dodo Pizza. Probabil e o companie de asta nouă, undeva aici în zonă. Și acum, hai Varlame, dacă te lasă și pe tine ăștia să faci stânga. Bine că am prins roșu, chiar mă bucur de data asta că am prins roșu, pentru că altfel n-aveam nicio șansă să fac și eu stânga. Ăștia nu mă lăsau. Nici într-un caz nu mă lăsau. Uite pe acolo, trebuie să fac, să mă bag pe sub pod și să mă duc tot înainte. Haideți să vă arăt și ceva frumos. Cum ar fi să mă vedeți livrând pe una ca asta. Poate pe viitor. Hai că am reușit totuși să plec. Nu mai cu mașina să nu livrezi în zona asta și mă repet. Tocmai de aceea am să pun vlogurile astea, să vedeți și voi cam cum se prezintă situația prin București. Și mi-am propus să livrez prin toate zonele așa. Am zis, bă, ce cu călătia asta? Deci am cam din 12 zile să mă duc prin tot București să livrez. Am zis că mă îndepărtez de zona asta, că scap de trafic aglomerat, agitație și nebunie, dar încă nu e cazul. Încă mai am de îndurat puțin. Sper ca după ce livrez comanda asta să plec din zona asta de aici, că nu-mi place. Da, uite, salvarea iarăși. M-am săturat azi de când am văzut salvarea. În sfârșit am parte de puțină coborâre, am avut de urcat acest pod. Mi-a dat de toate zona asta, urcușuri și coborâșuri. Mai am vreo 500 de metri și ajung la client cu mâncarea. Alo, bună, de la Glovo sunt, am ajuns cu comanda dumneavoastră. Bună ziua, puteți intra în produse intrați pe strada Freitorilor și este a doua clădire pe partea stângă. Da, haideți că ajung, în 30 de secunde sunt la poartă. Hai, că rog okay. Eu colegă să-i ajung. Ok, aștept. Uite aici, o zi bună, la revedere, cu plăcere, mama. Cu plăcere, domnișoară dragă. Haideți să mergem către comanda următoarea. Nici nu mai știu câte comenzi am făcut până acum. Haideți să vă zic și vouă și să-mi zic și mie în același timp câte comenzi am livrat până în acest moment. Am făcut 3 comenzi până acum, una de 14, una de 11 lei și încă una de 11 lei și ceva. Iar acum am pe asta a patra comandă de 12 lei și ceva. Hai că n-am scăpat de podul ăsta nici de data asta. Dacă m-am bucurat la coborâre înainte să livrez comanda asta, acum trebuie să urc pe aici și nu am mai băgat prin trafic, pentru că tot e liber trotuarul ăsta. M-am băgat pe aici pentru că mă simt mult mai în siguranță. Ia uite băi, de aici trebuie să ridic comanda asta a patra. Arată bine restaurantul ăsta, n-am mai fost niciodată aici, sunt 100% convins. Mandalun, restaurant cu specific libanez, libanez cred. Bine că nu trebuie să livrez comanda asta prea departe, pentru că am o felie de tort așa frumos amenajat și o ciorbă care nu era prea frumos ambalată, ceea ce înseamnă că trebuie să am mare grijă cum merg cu această comandă. Comanda numărul 4. Băi prieteni, ca să vedeți cum e viața asta, pentru că nu mă plâng, fac și eu așa haz de necaz pentru că n-am ce face, trebuie să urc iarăși podul ăsta aici. Am zis că scap, l-am urcat prima dată, l-am urcat odată. Și uite că acum iarăși sunt nevoit să urc acest pod. Glovo, ce faceți, mă, vă bate joc de mine? De data asta nu am mai băgat pe trotuar. M-am băgat în trafic și trebuie să fiu mult mai atent
ăștia circulă bară la bară, la două pân distanță de mine, în partea stângă. N-am unde să-mi leg bicicleta, dar sper că nu mi-o ia nimeni de aici. Nu cred că mi-o va fura cineva din zona asta, care arată destul de ok. Aveți o comandă la Glovo cumva? Cred că da. Am comandat de mâncare, nu? Da. Ok, nu mai merge la internet, uitați aici. Va fi bună, la revedere. Bă, băiatul ăsta semăna cu Bogdan Stancu, frate. Chiar semăna cu Bogdan Stancu, nu știu dacă era el sau nu era el. Da, băi, și-am livrat și comanda asta. Aici e a cincea, câta naiba, că n-am semnat la Digi și nu pot să mă uit acum. A patra, nu, de a patra, de fapt, a patra comandă. Băi, prieten, hai că am avut o mică mare problemă. Nu reușeam să pornesc camera. A trebuit să-i dau un mic update și între timp eu am mai preluat o comandă. E comanda cu numărul 5 pe care trebuie să o las la vreo 2,5 km, totuși distanță, e ceva de pedalat. Ia uite, îmi dau ăștia claxoane, eu trebuie să fac stânga aici. Nu mai face nimeni stânga cu mine, sunt singurul care face stânga, de ce m-ați claxonat, măi, oameni buni? Ia uitați-vă, fraților, la femeia asta, că n-are Adidas în picioare. Ești nebun? Mă uitam acum la ea, nu are Adidas. Bună, ce faci? N-ai Adidas? Păi n-am decât ăștia de la mine. Păi și pe unde? Păi nu i-am decât pe ăștia. Păi pe unde? Pe aici, prin zona asta, cerșesc sau ce faci? Păi unde ți-s Adidas-ii? Unde ți-s papucii? Papucii mei, n-am papucii. Păi de ce n-ai? Pe unde cerșești? Prin zona asta, chiar un leu am, că ăștia-s banii de livrări. Le-a Glovo. Ia uite-o, bă, frate, bă. Vai, vai, vai de mama lor, frate. Unii oameni ăștia și-au pierdut, frate, sensul vieții. Ăștia nu mai au un sens în viață, nu mai au un scop în viață. Și când nu mai ai scopuri, nu mai ai așteptări de la nimic, cu nimic te alegi. Adică fără încălțări, fără nimic. Ați văzut-o pe femeia asta în ce hal arăta? Nu părea drogată, nu părea beată. Poate nebună sau poate nu avea droguri în acest moment. Nu e draba mea asta. Fiecare face atât cât îl duce capul. Pentru cei care sunt puțin nefamiliarizați cu zona asta pe care o vedeți acum, ca și mine de altfel, să știți că ne aflăm la Piața Presei. Eu trebuie să las această comandă în corpul CEA, așa scrie parcă în aplicație. Rămâne să vedem asta, sper să nu mă pierd pe aici. Nici nu mai știu exact cât era. Da, 47 de lei. O zi bună, o zi bună, salut. Am grijă, trebuie să ai grijă în trafic, la ce e în trafic aici e nebunie, am pățit-o de câteva ori. M-au luat pe capotă, m-au aruncat. Da, noroc, salut! Vreau să fac încheierea acestui videoclip din zona asta de aici, de la Piața Presei. Ceea ce înseamnă că astăzi am livrat 5 comenzi și vă spun imediat cât am câștigat din 5 comenzi efectuate. Uite, am primit și 3 lei bacșiș prin aplicație. Am câștigat 66 de lei, ieri am câștigat 59 de lei. Astăzi am livrat 2 ore și 26 de minute, ieri am livrat 2 ore și 40 de minute și am câștigat mai puțin ieri, chiar dacă am stat mai mult, cu vreo 20 de minute. Acestea fiind spuse, prieteni, eu vă spun la revedere. A treia zi s-a încheiat aici cu livrări la Glovo în București, în Piața Presei. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest clip, pentru că mă ajută și pe mine recomandări. Abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o până în prezent. Activați notificările ca să fiți la curent cu toate vlogurile pe care le postez. Și ne vedem mâine. Toate cele bune. Pa, pa, fraților!